Examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, a început astăzi, 22 iunie, cu proba scrisă la limba și literatura română. Marți, 23 iunie, se va desfășura proba la limba și literatura maternă, urmând ca miercuri, 24 iunie, să aibă loc proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegerea profilului și a specializării, este programată pentru joi, 25 iunie. În județul Călăraș, pentru susținerea probelor scrise, s-au înscris 1.768 de candidați, dintre care 1.303 candidați din promoția curentă, respectiv 465 de candidați din promoțiile anterioare. Afișarea primelor rezultate în centrele de examinare și pe site-ul bacalaureat .edu este prevăzută pentru data de 30 iunie până la ora 12. Contestațiile pot fi depuse în aceea zi în intervalul orar 16.20, respectiv în data de 1 iulie în intervalul orar 8.12. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.